Dragii mei, bine v-am regăsit la o emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este profesor dr. Ciprian Bâlbă, preot și psihoterapeut. Bine ați revenit în emisiune, Bine v-am regăsit. Astăzi vom vorbi despre limite sau granițe, cum ați spus. Granițe în relații, granițe, da. Relațiile, da. Cum a spus dumneavoastră. De ce este foarte important să avem anumite limite în relațiile dintre noi? Din același motiv, vă spuneam, am impresia, emisiunea trecută, pentru care apa, ca să fie benefică și să fie folositoare vieții și omului, trebuie să curgă între niște maluri. Din același motiv, avem nevoie de limite. Iubirea adevărată înseamnă limite. Și ca să iau exemplu de iubire adevărată și cu adevărat neschimbătoare, iubirea lui Dumnezeu față de om, așa a început omenirea. L-a făcut pe om, l-a pus în rai, i-a oferit de toate. Adam și Eva aveau o libertate excepțională. Păi toate prăjiturile sunt la dispoziția ta. Toate din cofetăria asta sunt la dispoziția ta. Doar pe aia să nu mănânci. Ai toți pomii, ai toate fructele, ai toate animalele, toate peisajele. Bucură-te de tot. Dar din rodul pomului, ăluia, nu mânca. Doar din ăla, atât. În rest ai tot ce vrei. Da. Pentru că asta este iubirea. Iubire fără limite înseamnă dezinteres față de celălalt. De ce? Păi, ce înseamnă dacă zice, da, fata mea de 16 ani, plec 3 zile, tate, și nu spun unde, ai încredere în mine. Zic, faptul că te întreb unde pleci, cu cine și de ce tocmai 3 zile, nu înseamnă că nu am încredere în tine. Păi îmi pui limite. Da, pentru că te iubesc, pentru că îți vreau binele. Pentru că ești o fată inteligentă, am încredere în tine, însă din două minți, a ta și a mea, poate ieși o, știu eu, înțelegere mai bună a situației. Sau o previziune a pericolelor. Pentru că te iubesc, de aia spun limite. Dragul meu, când vii acasă? Mai târziu un pic, știi că m-am dus la, știu eu, Sibiu. Și, ok. De ce mă întrebi? Pentru că te iubesc. Vreau să știu că ești ok. Știu că ai plecat la Sibiu, îți minus 17 grade. A, așa. Și vreau să știu că ești bine. Pentru că te iubesc. Nu știu, v-aș întreba, spuneți-mi dumneavoastră, care iubire se poate manifesta fără limite? Sau cum poți să-ți manifesti iubirea fără limite? A zis fericitul Augustin. Iubește și fă ce vrei. Wow, no limits. Dar întâi iubește. Întâi iubește. Pentru că dacă eu te iubesc pe tine, ce pot să vreau să-ți fac? Nu orice. Ci doar în funcție de iubirea pe care ți-o port. Să-ți arăt respect, să te protejez, să te hrănesc dacă ești copilul meu, să fiu seara de verme acasă, dacă ești soția mea și nu sunt schimbul 2 sau 3. Așa. Tot înseamnă limite. Iubire fără limite, adică nu pot să zic, copile, te-am născut. Fă ce vrei tu. Sau, draga mea, te-am luat de soție. Poți să faci ce vrei tu, absolut ce vrei tu. Este dezinteres total, este dispreț față de prezența ta, sunt neinteresat. Adică, cum te iubesc dacă nu aștept să mă întâlnesc cu tine? Nu? Păi te iubesc atât de mult și aștept să ne întâlnim la 16, cum zice în Micul Prinț acolo, Antoine Saint-Exupéry, încât mă pregătesc cu o oră, mă bucur de întâlnirea noastră. Păi e normal că aștept să vii. Și dacă nu vii, te sun, dar de ce n-ai venit? Păi de ce mă sun? Mă controlezi? Nu.
te iubesc foarte mult, îmi doream foarte mult să fiu cu tine. Deci eu nu văd, nu știu, aș putea da foarte multe exemple. Adică nu există iubire fără limite. Omul în rai a fost pusă limite, porunca. Apoi când omul a căzut, Dumnezeu a vrut să-l mântuiască. I-a trimis proroci, oameni înțelepți, pe Moise cu cele 10 legi, da? Pe muntele Sinai. Limite, măi, uite cum să vă comportați, pentru că i-a iubit. Apoi a venit Hristos. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe Dumnezeu, din toată inima și din toată vârtutea, puterea, mintea, din toată ființa ta. Bun. Totul este cu limite. Fă fapte bune. Deci nu există iubire fără limite. La cununie în biserică, să naști acolo cu lumânările aprinse, în dreapta și de-a stânga mirelui. Nu vă abateți din ogașul familiei voastre orientat către împărăția lui Dumnezeu, da? Că stau cu fața către altar, unde zice preotul binecuvântat este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Nu vă abateți de la chestia asta. Dacă vreți, vă ardeți, că nașul și nașa sunt acolo, cu focul, vă ardeți. Deci, dacă, cum, te iubesc enorm, draga mea, atât de mult te iubesc încât vreau să te dăruiesc tuturor. Că eu iubesc pe toți, la fel. Nu există iubire fără angajament și fără limite. Dar la un moment dat, aceste limite n-ar putea deveni obositoare, sigur. N-ar putea îngrădi. Și vă dau un exemplu. Vă rog. Când eram copii, seara jucam fotbal. Făceam două echipe acolo pe stradă. Aproape fără excepție, stăteam până la 9-10 seara. Nu, eram în vacanță, atenție. Nu mergeam la școală. Aproape fără excepție, la 8 seara venea bunica unui copil după el, mă, hai acasă că a venit taică-tu, vino acasă. Ți-a spus că la 8 să fii în casă. Ce mai stai aici cu ăștia? Mă puneam odată că ne strica nouă toată echipele dezechilibra echipele, da, strica exact. Atmosfera, plus pentru el era o umilință asta că trebuia să plece. De multe ori eu personal n-am comentat niciodată, dar erau alți copii care spuneau, bă, ce te comandă, ca pe un copil de grădiniță, n-ai voie numai până la 8. Deci iată, îi crea un disconfort major, zic lui, și nu făcea un lucru rău pentru care ar fi trebuit să fie limitat. Da. Nu știu ce să mă fac. Îl bate pe frate, să-l chinuie, îl sperie toată ziua. O mamă despre copilul ei. Da. Așa. 11, 13 ani copilul. Îl chinuie, îl sperie. Nu știu ce să mă fac. Nu mai pot. Îmi pierd răbdarea. Vorbesc și urât. Îl bat. Îl și jignesc. Mai scapă și câte o vorbă. Îmi pare foarte rău. Mă enervez mai tare. Nu știu ce să fac. Ok. Păi, ce faci ca mamă? Păi îl pedepsesc. Cum? N-are voie pe telefon. N-are voie să se joace fotbal cu băieți. N-are voie să iasă cu trotineta electrică. N-are voie să uite la televizor. Zic, dar copilul acesta ce are voie? Doamnă. Nimic. Păi, atunci el face ce are la îndemână. Îl vede pe frate sau mai mic și îl chinuie. Îl sperie. Limitele categoric pot fi exagerate. Înainte de a pune limite, puneți ție limite. Ca bunică, da? Te întrebi în cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Bun, îl chem pe copilul meu, dar să mă pun în locul lui. Ce simte el? Cum se simte el vis-a-vis de grupul de prieteni? Am un motiv real să-l chem? Este mâine școală? Are vreo teză? Plecăm mâine dimineață la 5 în concediu? Sau la 3 noaptea la mare? Ce se întâmplă? Ce motiv? Pentru ce eu îmi doresc ca el la ora 20 să vină în casă? O venit taică-s-o, bun. Dar mi-a zis taică-s-o că vrea să vină în casă? Da, mi-o fi zis. Dar are un motiv real taică-s-o să-l cheme în casă? Hai să vorbesc. Băi, fiule, dacă e mama bunica, e mama tatălui copilului,
ce motivai să... Numai să e 8 seara, e vară, s-o mai lăsat un pic VIP-ia, să joacă și ei fotbal, e mișcare fizică, să vină în casă, să stea pe telefon. Ce zici? Și atunci zice, da, domnule, mai lăsăm sau nu? Dar te pui în pielea omului. Te pui în pielea copilului. Și atunci vezi dacă într-adevăr merită sau nu să îi strici echipa de fotbal, ca să îi strici lui buna dispoziție și colegilor atmosfera de joc. Deci e foarte important înainte să pui limite celuilalt, să spui limite ție însuți. Și eu cred că e calea sigură de a avea relații sănătoase, a pune limite sănătoase, flexibile, negociabile cu ceilalți, însă după ce te cunoști pe tine însuți. Altfel, ajungi să interziști copilului, ca în cazul pe care l-am amintit, l-am schițat, orice, și apoi te mir că devine agresiv. Păi trebuie să facă, nu, copilul ăla ceva, până la urmă. Da. Eventual îi dozezi, negociezi limite, nu poți să interziști tot. Și când face ceva să spui nu e voie și să-l pedepsești, interzicându-i tot și după aceea. Nu poți, că nu are nicio supapă de presiune pe care să dea afară, dacă se acumulează prea multă energie. Și atunci unde ajungi? Deci, într-adevăr, limitele exagerate sunt sufocante și cu copiii, și în relația de cuplu, și în toate relațiile. Și atunci, cum putem gestiona sau exprima eficient limitele fără să rănim pe ceilalți sau să fim noi răniți? Limitele asta fac. Deci eu, dacă pun într-o relație limite, îl protejez pe celălalt de mine și mă protejez pe mine de celălalt. Când eu îți spun, uite, dacă mai vorbești urât, voi fi nevoit să părăsesc camera, eu îți arăt cât îți permis să te apropii de mine. Deci tu știi. Și poți respecta asta sau poți încălca limita asta. Deci mă protejez de tine. Dacă nu-ți spun și tu continui să vorbești cu invective sau, știu eu, bancuri de ochiate și nu-mi convin mie, sau să bârfești, să jignești, să vorbești urât despre persoană foarte apropiată mie, dragă mie, și nu-mi convine asta. Eu nu spun asta și aștept să termin și tu nu termini și la un moment dat am plecat, am rupt legătura cu tine și am plecat, sau nu răbumnești și te jignesc și îți reproșez lucrul acesta, riscând relația cu tine, atunci lipsa de limită te afectează pe tine. Pentru că te lovesc fără avertizare. Pur și simplu. Deci faptul că eu pun limite și spun, dragul meu prieten, uite, te rog, hai să încheiem. Subiectul acesta nu-mi face plăcere. Nu sunt în dispoziția necesară. Vrei, te rog, să vorbim despre altceva? M-am protejat pe mine, ți arăt cât îți permiți să apropii de mine până aici, până aici, până aici, dar te protejezi și pe tine de frustrarea mea acumulată și care de pe afară și la urmă îți reproșează sau îți faci un scandal că nu te-ai oprit la timp. Limitele sunt extrem de sănătoase în absolut orice relație. La locul de muncă? Mai ales. Mai ales. Acolo, de regulă, ele sunt aceste limite. Ele sunt subînțelese, cumva. Și e important acolo foarte mult liderul, managerul. Să zicem așa, directorul. Și acum liderul e cu un conținut carismatic, da, mult peste ceea ce înseamnă un director obișnuit, cum se aplicau lucrurile odată. Depinde foarte mult de el, respectarea acestor limite. Și contează foarte mult felul în care la locul de muncă el își gestionează fișa postului, pentru că într-adevăr când raportul este decalat, da, pe verticală, cel de sus poate să se confunde cu cel de sus, cu cât și să mare. Și poate cere lucrurile angajaților dincolo de fișa postului. Deci e important ca cel care pune limite să-și pune lui, în primul rând, limite. E normal, nu? Că atunci când lucrezi în unitate și ești, nu știu ce, mare locțitor de comandant, când treci pe lângă un soldat, acesta să te salute, să trăiți, să facă un gest.
E firesc. Dar în momentul în care îl pui să-ți lustruiască papucii, Da. deja limitele la într-un spațiu organizat, într-un spațiu organizațional, ca să zic așa, că e de muncă sau e o instituție, limitele depășesc limitele și atunci nu mai sunt limite sănătoase, ci sunt șanse de a distruge relația respectivă. Da, și unele limite se transformă în abuzuri. Ții minte sigur momentul că da. Când am plecat eu în armată, deși eram un tip bine clădit, așa, atlet, mi-a fost foarte, foarte frică, vă spun, foarte, foarte frică, tocmai de aceste abuzuri la care auzeam. Că îl pune să îi lusească pantofii, că să cu periuța de din să spele la WC-ul și să făceau lucruri de acestea pe vremea mea. Da. Că târâș, așa, ori trebuia, ori nu trebuia. Și vă spun, din fericire, n-am avut parte de asemenea, pentru o conjunctură fericită, n-am avut parte de asemenea experiențe, însă au fost colegi care au avut parte. Și zic că acestea erau, de fapt, niște abuzuri din partea, nu erau, că erau, că nu erau ofițeri, erau ăștia mai mari, caporalii, sergenții care făceau lucruri de genul acesta. Da. Victima își atrage abuzatorul. Victima își atrage abuzatorul. Și e foarte important să ne conștientizăm când ne asumăm rolul de victimă. Nu toți abuzatorii sunt total de vină. O poveste. Uite ce am pățit. Am venit cu colegul meu, m-a condus de la servici până acasă, okay? El căsătorit, eu nu. Și am ajuns la scara blocului meu, salut, salut, zice, măi, mi-e sete. Bine, în regulă. Păi, hai să-ți dau un pahar cu apă. Au mers sus și el a încercat să o abuzeze. Da? Da. Să o iubească fără limit. Da? Rostea cu Sila se numește viol. Da. Și era foarte ofensată această persoană. Cum și-a permis această lipsă de respect acel individ? Să o abuzeze. Pe urmă, înțeles ce a făcut. Că era îmbrăcat într-un anumit fel. Au vorbit într-un anumit fel. Fără limite, erau foarte apropiați, era o simpatie între ei. I-a spus că s-a gândit, bine, bine, dar am venit amândoi, el putea să-și ia o apă, nu era necesar să vină sus. Mi-a trecut mie prin gând, dar am zis, nu e niciun fel de problemă. E prietenul meu, e colegul meu, nu se întâmplă nimic, e om serios, e căsătorit, e cu copii, e nu știu ce. Se întâmplă așa, am zis să mergem... Așa. Glumele au fost, de multe ori între noi ajungeau să fie deșucheate. Omul a înțeles. Femeia a înțeles. Deci, uneori, victima își atrage agresorul. Bineînțeles că atunci când auzi, viol, crimă, agresivitate, lovitură, zici, aoleo, da, merită pedepsit. Însă ia un pic contextul apropiat sau mai îndepărtat al situației și vezi dacă s-au pus sau nu s-au pus limite între cei doi. Ce se întâmplă? Limitele fac pe loc rău. Fac pe loc rău. Că nu se simte bine când îi spun celuilalt până aici. Dar dacă relația continuă după ce i-ai spus până aici, va fi excelentă. Însă dacă nu pui limite pe motivul să fie bine între noi, să nu se supără și înghiți și glumele și gesturile și să nu par, știu eu, sălbatic sau sălbatică, lasă așa să meargă până la un punct, ok. Merg până la un punct, după aceea se exagerează. Deci, fericirea prieteniei durează puțin și pe urmă despărțirea. Dacă pui limitele de la început, doar un pic la început, însă fericirea este forever. Deci limitele întrețin relațiile sănătoase și atenție, să nu consideri că
cineva care, sau să te gândești întotdeauna, dacă cineva mi-a făcut rău, mi-a călcat o limită, m-a jignit, m-am simțit că mi-a invadat spațiul personal. Măi, ce am făcut eu? Cum am permis să se întâmple lucrul acesta? Și atunci eu nu încerc să-l acuz pe celălalt, ci încerc să corectez la mine, deci îmi pun mie limite înainte să pun celuilalt limite. Și aici aveți dreptate că riposta față de abuzator îl descurajează pe acesta și vă dau un exemplu tot din armată. La un moment dat eram la masă seara și un caporal de ăsta plin de el ne-a scos, că nu știu cine a vorbit sau ceva de genul ăsta la masă, ne-a scos să alergăm două ture drept pedeapsă, deci ne-a ridicat de la masă, ne-a două ture, că de ce a vorbit la masă unul dintre colegi. E, noi atunci am alergat o oră, n-am vrut să ne oprim, ăsta era îngrozit, că veneau superiorii, veneau... Doar și noi nu ne opream din alergare. Și am alergat o oră până au venit ofițerul de serviciu și pe el l-a pedepsit. De ce? Măi, băieți, ce faceți? Era frică. Era cu un fel de revoltă asta. Și a spus, domnule, uite, nu ne-a lăsat să mâncăm. După ce am venit de la instrucție, nu ne-a lăsat să mâncăm. Alergăm. Dacă astăzi să alergăm, alergăm. Și s-a rugat de noi ofițerul ca să ne oprim și după aceea l-a pedepsit pe agresorul nostru. Da. Deci, iată, o ripostă îl liniștește pentru, în anumite situații, că dacă l-ai dus cu mintea... Nu. Da, limită, revoltă... Da. Sigur că de acum, parcă chiar auzeam zilele trecute că la un moment dat în această grevă făcută de transportatori, nu știu ce, prin piața Constituției din București era un singur tractor. Da, da. Da. E important că ați fost uniți. Da. Asta e o limită de grup și cred că limitele, uite, la aspectul acesta nu m-am gândit foarte tare, pot fi puse și în grup dacă oamenii sunt uniți. Și, în general, ca să poți să faci lucrul acesta la nivel de comunitate, da, și să-ți apăr drepturile, să susții interesele, fără să afectezi pe altcineva, doar să susții interesele, e nevoie de a ști cum stau lucrurile în spațiul tău personal. Cum îți pui limite sau în spațiul tău familial. Altfel, viața se duce, apa se împrăștie fără maluri și... nu știu, dacă a prins un bec ziua în amiaza mare, nu are niciun efect. Deci e important să fie niște limite de timp, de spațiu, de acțiune, de comportament, de gândire. Înainte să spun limită ție în afară, limita apare în gândirea mea. Și hai să fim serioși. Cât să reușim în viață să atingem un nivel de performanță fără să ne impunem limite, fără să avem un program de care să ne ținem. Nu putem trăi fără limite, fără granițe, atât personale cât și interpersonale. La un moment dat îmi spunea o clientă, domne, se pleacă prieten de lângă mine, prieten vechi. Păi ce s-a întâmplat? Pur și simplu, nu le fac nimic, dar nu mai vorbim, nu mă mai simt așa bine în prezența lor, nu mai... Când v-ați întâlnit ultima oară? Păi acum 2 ani, sunt fost colegi de facultate, ne-am înțeles foarte bine și toți suntem realizați și cu aia, familie, copii, bine situați, material. Ok. Și? Ce s-a mai întâmplat? Păi și eu în ultimii 2 ani am făcut foarte multă dezvoltare personală. Am lucrat pe granițe, pe limite, am lucrat pe victimă, salvator, agresor, am lucrat pe atașament, am înțeles multe lucruri pe care le-am moștenit de la părinții mei. Eu nu mai sunt în relații cum eram înainte cu persoanele respective. Și acum, în momentul în care deschid un subiect cu ele, iar o dăm pe bârfă, că de ce-i vremea, că de ce nu-i aia, de ce nu-i ce. Nu poți discuta nimic, nu mai simt bine. Când oamenii cresc și încep să vibreze aici, da? Vibrează aici, dar când cresc, încearcă să vibreze tot mai sus. Dacă cel de lângă tine, coleg, prieten, soț, parteneră, nu vibrează alături de tine, se creează un decalaj. Și nu te mai înțelegi. Nu te mai înțelegi. Nu mai esteți pe același nivel. Deci e important atunci limitele
să se pună și cumva se pun singure. Așa că nu vă speriați dacă sunt oameni cărora nu le faci nimic. Se îndepărtează de tine. Sau pare că nu mai ai aceeași rezonanță în relație cu ei. E posibil să se fi schimbat vibrația. A lor sau a ta. Dar ia vezi un pic cum stau lucrurile. Cum gestionăm limitele sau cum putem gestiona limitele într-această lume atât de interconectată digital? Da. Zice că un om se lasă de, nu știu, băut cola, nu când îl legi de mâini și de picioare sau îi pui un plasture pe gură și nu are nici o sticlă de cola în jurul lui. Se lasă cu adevărat de cola când e liber, ok, e foarte sete, are sticla de cola în față și zice nu bea. Prin voință. Prin voință. E foarte greu să spui limite unde peste tot reclamele sunt fii nelimitat, gândește nelimitat, iubește nelimitat. E foarte greu să spui limite. Consumă nelimitat. Consumă nelimitat. Asta e trendul. Spre asta se tinde. Spre iluzia asta. Uită-te nelimitat la televizor, ai program nelimitat. Online-ul este nelimitat. Orice informație o găsești la orice timp. Nelimitat. Când nu era online-ul, trebuia să te duci la bibliotecă între anumite ore, cartea nu puteai lua acasă, trebuia să stai acolo, să citești și așa mai departe. Totul e nelimitat, ai posibilități nelimitate. Prin voință. Prin voință. Dacă nu sunt în stare să-mi spun stop mie, luminile, provocările, ofertele lumii vin peste mine. Invazia aceasta există. Deci lucrează la caracterul tău, lucrează la... Înțelege că o alegere pe care o faci înseamnă probabil un obicei de mai târziu, iar un obicei repetat devine caracterul tău. Iar caracterul tău îți va deveni destinul tău pe viață. Deci gândește-te ce faci aici, gândește-te la rutina zilnică. Ai o rutină zilnică, sănătoasă. Te speli pe dinți în fiecare zi, dimineața și măcar seara. După aceea îți faci setul de mișcări fizice dimineața sau seara sau la prânz. Cum ți le faci? Te speli, te cureți, ai grijă de tine, de corpul tău. Te uiți un pic la ce intră în gură. Te gândești un pic la ce iese pe gură și ce impact poate avea asupra semenului sau semenilor tăi. Dacă îți place lectura, te îngrijești ca în fiecare zi să citești un pic. Îți plac filmele, te îngrijești ca odată la, știu eu, pe zi sau la trei zile să te uiți la un film care îți place. Bun, ok, vrei să înveți japoneza. Te asiguri că în fiecare zi lucrezi un sfert de oră la chestiunea asta? Făcând chestia asta, în câțiva ani devii expert. Chiar și pe limba japoneză, ce pare acum intangibil. În orice domeniu, dacă lucrezi câteva minute pe zi, în 5 ani poți deveni expert. Chiar dacă ești antitalent. Dar important e să te ocupi în fiecare zi. Totul înseamnă limită și voință. Nu reușești nimic fără aceste lucruri. Iar pentru toate provocările care există, există această limită autoimpusă. Voință puternică. Dorința te trage și mintea. Dorința te duce cu mintea. Ca doi BDV. Te duc unde vor ei. Pentru că dacă îți dorești ceva foarte mult, cu pasiune, mintea găsește variante cum să-ți atingi pasiunea respectivă, scopul respectiv. Și chiar dacă mintea se opune la început și zice stai că dorința asta e, dar nu e legitimă, nu e corectă, nu-mi face bine pe termen lung sau scurt, nu e în regulă. Dacă dorința e puternică, mintea începe să cedeze. Dacă lași, nu? Ce bași pe moara, aia macină. Bași grâu, bași pietre, bași paie, da. Aia zdrobește. Se duce după dorință încet, încet. Și atunci rămâne la hățuri doar voința. Ce fac? Greu este să lovești cu piciorul în țăpușă. Dacă vrei să reușești și să fii fericit, puneți limite. Ori asta este prin autocontrol, o chestie importantă a inteligenței emoționale, conștiința emoțională de sine, înțelegere, cunoaștere de sine și autocontrol. Pentru că fără să te cunoști pe tine însuți și cum reacționezi în anumite situații și conjuncturi,
nu poți să spui limite și cazi din lac în, în puț. Deci toate aceste lucruri presupun filozofia aceasta socratică a lui cunoaște-te pe tine însuți. Dezvoltă-te. Am mai fi avut multe de discutat pe această temă foarte, foarte generoasă. Din păcate, trebuie să încheiem aici. Timpul alocat emisiunii noastre deja a trecut. Cu drag. Cu drag. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.